viață, te ajută să scapi de greață și îți crește. Bună dimineața, oameni buni, din nou la cafeaua de dimineață, la emisiune Din Păcat, care începe, din păcate, cu o veste tristă pentru nemțeni. Toată lumea știe de aseară, dar ne facem datoria de a anunța că avem primul deces în Neamț. Cunoscutul om de afaceri Vasile Oatu, cunoscut pentru magazinul pe care îl gestiona în centrul orașului, echipa de volei pe care a condus-o la un moment dat până la câștigarea titlului național, și a făcut și politică, a fost și viceprimar o perioadă în municipiul reședință de județ. În acest moment lucrurile au luat o razna, nu mai este o glumă ce se întâmplă. Avem zilnic anunțate cazuri noi și măsurile care ar trebui să fie luate de autorități sunt anunțate zilnic pe posturile de televiziune, în comunicate de presă, le-ați găsit și la noi pe Mesagerul de Neamț. Eu ce pot să vă spun înainte de toate, trebuie să fim extrem, extrem, extrem de atenți și să respectăm măcar acea parte din recomandări, să stăm cât se poate de mult acasă. Tocmai de aceea am anunțat deja pe site-ul Mesagerului, ediția print, ediția scrisă, va fi o perioadă amânată. Abonații vor primi un bonus la următoarele abonații. Se prelungește perioada în care se pot face abonamente. Deci dacă o lună de zile nu vom ieși, vom prelungi abonamentele cu o lună de zile și vom încerca să ținem pasul pe online cu tot ce se poate. Ați și văzut, am făcut-o asta zilele trecute și până azi noapte inclusiv. Emisiunea Cafeaua de Dimineață o să încercăm să o menținem într-un ritm în care să putem comunica ce este important și vom încerca să intervenim pe știri din Neamț și pe perioada zilei atunci când este posibil. Dar înainte de a face alte comentarii, vreau să vă spun că în emisiune se află în direct prefectul județului Neamț, avocatul George Lazăr, care vine cu ultimele recomandări și noutăți în măsura în care se poate comunica, pentru că știți cu toții de alaltă, iar dacă nu mă așel, nici nu mai știu exact, a apărut acea radiogramă care a interzis comunicarea pe plan local în privința numărului de teste, a numărului de bolnavi și mai era ceva pe acolo. Bună ziua, domnul prefect, bine ați venit. Bună dimineața, domnul Bălănescu și ascultătorilor noastre și urmăritorilor. În primul rând, multă sănătate și mulțumesc, la fel, la toată lumea. Ați văzut, avem prima tragedie în Neamț, din păcate. Spuneți-ne în acest moment, dacă ar fi să facem o recapitulare a măsurilor care trebuie, a recomandărilor, a ordinilor care sunt date, ce trebuie să se întâmple acum în Neamț și dacă avem noutăți în privința, știu eu, locurilor de carantină, nu vă întreb de cazuri, că știu că nu puteți spune. Orice credeți că este important, vă rog tare mult. Sunt mai multe aspecte importante. Noi am făcut și o comunicare de presă ieri cu un set de măsuri care pentru care se urmează de către populație. Sunt un set de măsuri cu cadru de sugestie, cu cadru de sfat pentru cetățeni, dar ar fi bine să fie urmate. De ultimă oră, ce pot să vă spun, ieri au acționat structurile Ministerului Afacerilor de Interne, au acționat Poliția Națională, Poliția Locală și Jandarmeria. Poliția Națională a aplicat un număr total de 7 sancțiuni în sumă de 17.100 de lei.
Și totodată au făcut controle la aproximativ 885 de persoane la domiciliu pentru a vedea modalitatea de respectare a autoizolării. Totodată și structurile de la jandarmerie au făcut controle la 273 de persoane aflate în autoizolare, aplicând o singură amendă de 1000 de lei. La nivelul județului Neamț avem aproximativ 146, cred că numărul a crescut, de carantinat și aproximativ 2400 de persoane aflate în izolare. Ne confruntăm cu o problemă în sensul că sunt mulți concetățeni de ai noștri și din nou cred că pentru nu știu câta oară fac un apel și un apel serios, e un apel care vine din partea abilitate să gestioneze această problemă COVID-19 și această perioadă și un apel extrem de serios pentru cetățenii din județul Neamț. Oameni buni, stați în casă. Lăsați alte lucruri care nu sunt de importanță deosebită, care nu sunt de o gravitate deosebită, lăsați-le dacă suportă întârziere și stați în casă. Pentru că ne întâlnim același mesaj și pentru concetățenii noștri care vin din străinătate. În afară de cei care vin din zona de Italia, zona care este dată pe roșu, adică pentru carantină, și care vin însoțiți de la vămile din vest cu jandarmerie și respectiv poliție și sunt plasați în centre de carantină câte 14 zile, restul concetățenilor care vin de oriunde din Europa, stați în casă, respectați acele 14 zile de izolare, chiar dacă aveți sau nu aveți simptomatologie de boală. Stați în casă. Pentru că sunt în contact tot timpul cu foarte mulți primari din județul Neamț și foarte mulți primari din județul Neamț îmi spun: domnul prefect, sunt oameni care sunt veniți acasă din Anglia, din Germania, din Spania, din Franța sau din alte țări ale Uniunii Europene, de 2 zile, de 3 zile, de 4 zile și care sunt peste tot. Sunt ba la magazin, sunt ba în comunitate, ies, se întâlnesc, nu respectă acel regim de autoizolare care este impus tuturor cetățenilor care vin din Uniunea Europeană, mai puțin Italia. Deci toată lumea care vine din Uniunea Europeană în afara Italiei trebuie să stea cele 14 zile în casă. Nu avem de unde ști dacă persoanele care, chiar dacă se simt bine, vin din Germania, Spania, Anglia, Franța, Marea Britanie, peste 5 zile, 7 zile, 10 zile după ce au venit acasă, perioada de incubație a bolii apare și atunci riscați să vă îmbolnăviți rudele, copiii, părinții, familia și pe oricare din comunitatea dumneavoastră. Este mare păcat că nu reușim să înțelegem să ne autoizolăm, să ne autoprotejăm pe noi, pe familiile noastre și pe concetățenii cu care ne întâlnim. 14 zile de a sta acasă nu e o tragedie, nu e un timp excesiv de îndelungat. Acest sfat este pentru toți cetățenii județului Neamț, să încercăm și să evităm pe cât de mult posibil ieșirile în spațiul public. Și ordonanța 2 militară promulgată în Monitor Oficial spune foarte clar, e cu titlul de recomandare, deocamdată în perioada 6 dimineața, 22 seara, să nu ieșim din casă, dar aceste recomandări sunt recomandări făcute de Ministerul Afacerilor Interne și de Guvernul României, sunt recomandări de bun simț în primul rând și sunt recomandări pentru a încerca să obișnuim populația cu implementarea acestei măsuri de a ieși cât mai puțin din casă. Dacă nu se va înțelege, se va ajunge în mod cert, în mod sigur, peste câteva zile să avem această ordonanță militară, nu cu titlul de recomandare, ci cu titlul de obligativitate, așa cum ordonanța militară prevede în intervalul orar 22-6 dimineața, când atunci e obligatoriu să respectăm prevederile din ordonanță, adică să stăm în casă. Dar termin imediat. Acest lucru de a sta în casă, de a ne proteja pe noi și familiile noastre, îl facem în primul rând pentru noi și pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea publică. E un mesaj extrem de important, extrem de bun și preventiv pentru a nu ajunge, Doamne ferește, în cazul Italiei sau altor țări care au efectiv tragedii pe teritoriile țărilor lor. Pentru că ne uităm în Italia, mă uitam și aseară, târziu la televizor,
ieri au fost aproximativ 630-640 de cazuri de deces pe teritoriul Italiei. Semnul bun în Italia, dacă mai putem vorbi despre semne bune, este că a scăzut numărul de cazuri constatate ieri și numărul de decese cu aproape 100 față de recordul de alaltă ieri, 700. Oricum, este groaznic, este inimaginabil. Este înfiorător și de asta românii, că suntem în spirit suntem latini și noi, ca și italienii, e important să înțelegem, să stăm în casă. Nu trebuie să ajungem bătoritorul României. Dacă respectăm aceste reguli, acest set de măsuri impuse de guvernul României, care sunt impuse nu că așa vrea guvernul, sunt impuse tocmai pentru a proteja sănătatea cetățenilor și a ne autoproteja pe noi. Respectați, oameni buni, aceste îndemnuri și stați în casă. Bun, haideți să o luăm și altfel. Oamenii respectă, în marea lor majoritate, unii nu, vor sta în casă. Avem în acest moment un mesaj și că suntem pregătiți la nivelul sistemului sanitar din neamț. S-au făcut pași înainte față de finalul săptămânii trecute, au venit materiale, nu vă întreb numărul de teste, dar interesează dacă medicii sunt în primul rând ei protejați. Vreau să vă spun că uităm de foarte multe ori de sacrificiul pe care îl fac oamenii. Doctorii, cadrele medicale. Da. Și dați-ne niște știri pe cât se poate de liniștitoare. Din punct de vedere medical, astăzi este ședință la 12, avem ședință cu doctorii cu managerii spitalelor din județul Neamț și cu Direcția Sănătate Publică. Pe această cale vă și anunț că de la DSP este un nou director interimar numit, domnul persoana fostului președinte a Casei Județene de Asigurări de Sănătate, domnul Radu Firăstrău. Măsura s-a luat acum pentru un lucru în momentul ăsta întâmplat sau pentru o activitate? Măsura s-a luat, cred că ordinul este semnat de domnul ministru de ieri sau de sâmbătă, ceva de genul ăsta, oricum începând aplicativitatea ordinului de astăzi, de pe 23. Deci avem un nou director la DSP. Las la o parte motivele, pentru că probabil în timp le vom afla, dar mi-aduc aminte că ați cerut schimbarea conducerii. Schimbarea conducerii DSP Neamț pentru lipsă de comunicare, pentru necunoaștere sau neștiința legislației în domeniu și, din punctul meu de vedere, pentru slaba implicare managerială din partea conducerii. Poate n-ar fi rău să se gândească. Pentru că nu era corect, domnul Bălănescu, să suni, și vă spun românește și cinstit, nu era normal să suni conducerea DSP pe șefa DSP, să o întreb niște lucruri și să nu de actualitate, niște lucruri normale care trebuie să le știe, să le viseze la 12 noaptea, să spună nu știu, lăsați-mă să mă informez. O dată, de două, de trei, de patru, de cinci ori, nu se poate. Deci, și în Comitetul Județean de Situații de Urgență, același lucru, când ne adunăm 30 ceva de oameni care conducem practic situații de urgență pe Neamț, să întreb doamna director cum e acolo sau cum e în partea altă, ce ar trebui să facem, cum se întâmplă, care e textul de lege, câți oameni avem. Nu știu, lăsați-mă să mă informez. Nu este timp, nu are nimeni răbdare cu noi în perioada asta să aștepte cineva după noi să ne informăm. Știi sau nu știi? Culegem roadele unor promovări făcute în asemenea instituții, în timp, care n-au ținut cont de competențe. Și vreau să fac eu o paranteză, chit că o să supere unii dintre cei din DSP. Mai este ceva ce nu este normal. Singura persoană care părea că dă dovadă de luciditate în acea instituție și care comunica, deși nu era purtătorul de cuvânt, apropo, trebuie să gândiți și la o chestiune, apropo, da, de purtător de cuvânt, doamna Daniela Marcoci, da, era singura care părea că face față. Da, este corect. Așa era transmis către public, prin simpla prezență. Nu mai discut de alte lucruri. Deci pe doamna Marcoci eu am invitat-o să vină în toate comitetele județene de situații de urgență și la toate întâlnirile, pentru că era singura persoană, dacă vreți, sau printre puținele persoane din cadrul DSP Neamț, care putea sta de vorbă, care avea informații actualizate tot timpul, care știa legea pe de rost, care știa procedurile aplicate în sistemul de sănătate public pe de rost și care făcea față oricărei discuții cu manageri de spital, cu doctori de familie, cu primari, în fața presii sau oriunde vreți dumneavoastră. Ai nevoie la DSP de
o persoană, sau de fapt nu de una singură, de persoane care să cunoască foarte bine partea de legislație sănătății publice, să dea dovadă de implicare, de muncă, să cunoască întotdeauna datele reale din teren, de la spitale, numărul de carantinați, de autoizolați, să țină în permanență legătura și în acel centru județean de comandă și coordonare a intervenției. Pentru că avem acel CJCCI care e sub ordinea structurilor mai, unde acolo adunăm toată informația de pe județul Neamț și o transmitem beneficiarilor. Beneficiari aici sunt inclusiv primarii, ca să știe la rândul lor ce au de făcut în teritoriu. Nu ne putem juca când vorbim de sănătate publică. Nu este timp și lumea are nevoie de soluții de fermitate, luate repede. Nu stai că mă informez, stai că mai citesc o dată, stai corect. Să dau un telefon. Deci, știi sau nu știi? Deci este clar, avem un nou director la DSP, să sperăm că lucrurile vor merge. Sperăm că lucrurile vor merge mai bine. Trebuie să intrăm în legătură și cu telespectatorii. Uitați un subiect. Lumea stă acasă. Vă rog. Dar spune așa, domnul Bordeanu George, domnule prefect, cum comentați? Eu nu v-aș spune cum comentați. Ce vă gândiți, ce măsuri vă gândiți să luați faptul că astăzi spiritul la 200 de mililitri costă 7 lei la depozit, comparativ cu 2,60 lei săptămâna trecută? Chiar lăsăm speculanții să-și facă de cap, întreabă. Este o problemă nu numai cu spiritul. Este o problemă generală. Păi, domnul Bănescu, eu vă spun cinstit. Prefectura județului Neamț, avem o săptămână de când încercăm să achiziționăm măști. Avem o parte de măști achiziționate, noi erau cele mai bune. Avem o săptămână de când încercăm să achiziționăm măști și nu găsim. Efectiv, nu se găsesc pe piață. Ministrul Sănătății și Ministrul Afacerilor Interne au spus că vor da o ordonanță comună, probabil ordonanța Guvernului până la urmă, prin care să plafoneze prețul produselor medicale. Ar fi bine să o dea. Ar fi bine să o dea mai repede. Pentru că există speculă. Toată lumea, în mod, din punctul meu de vedere greșit, face speculă. Nu este în regulă când vorbim de sănătate. În rest, putem face business cu toții, nu e o problemă și eu vin din zona privată, dar nu în momentul când în țară ai o situație de urgență decretată de președintele României, tu să vii să faci speculă cu produse de necesitate medicală. Nu este în regulă. Să faci bani pe tragedia altora. Nu mi se pare în regulă absolut deloc. Haideți să vedem un pic și ce măsuri de ajutorare vin dinspre guvern pentru cei care sunt îndemnați să stea acasă. Am văzut câteva, știu eu, mesaje venite, în special pentru părinții care stau acasă pentru că trebuie să-și supravegheze copiii, etc. Dacă ne puteți spune câteva lucruri despre aceste măsuri. Știu că sunteți tot timpul căutat în perioada aceasta. Dacă e ceva important, nu ezitați. Nu avem. Nu am primit de la structurile MAI. Avem o ședință la 9:30 cu conducerea poliției și a jandarmeriei. Pe această cale, că și revin la întrebarea noastră, structurile de jandarmerie, de poliție și poliție locală, după cum bine știți, poliția locală se subordonează poliției naționale, structurilor de județene de poliție Neamț. Începând cu astăzi, toate efectivele de poliție sunt în stradă. Toate efectivele de jandarmi sunt în stradă. Toți lucrătorii de la poliție sau jandarmerie sau poliție locală care mai făceau și alte lucruri la birouri, ies din birouri și coboară în stradă. Începând de astăzi, toate structurile ale Ministerului Afacerilor Interne, poliție, jandarmerie, poliție locală, sunt 24 din 24 de ore în stradă. La fel am dat oameni și am detașat oameni și inclusiv de la prefectură, de la Serviciul Matriculării Auto și Pașapoarte, am detașat oameni către structura de IPJ pentru a ieși la fel în patrulare. Începând cu orele 22 de diseară, rog să se și transmit nemțenilor să respecte prevederile ordonanței militare în sensul de a încerca să nu iasă din casă în perioada 22-6 decât dacă sunt urgențe, dacă sunt lucruri deosebite, pentru că structurile Ministerului Afacerilor de Interne vor fi în stradă și vor acționa cu celeritate, iar acolo unde este cazul se vor lua măsurile sancționatorii cele mai aspre. Nu e un mesaj, doamne ferește, de amenințare, ci de conștientizare de asta în casă. Problema este, domnul prefect, să se treacă peste chestia cu recomandările. Pentru că unde nu ține, nu ține. S-a luat gradual, domnul Bălănescu. Știu ce spuneți.
Ordonanța militară, sigur, nu are neapărat un titlu de recomandare, ci de obligativitate. Ea s-a luat această ordonanță militară într-un spirit de bun simț, de mare bun simț din partea domnului ministru Vela față de români, cu titlul de recomandare. Prima dată îi recomanzi omului. Mi se pare o chestie de mare bun simț să îi recomanzi omului ce să facă, îi dai set de măsuri, îi spui ce se întâmplă, îl faci să conștientizeze și dai recomandare. Nu deodată, e ca și cum a merge și la o firmă, dacă vreți. Nu îi dai prima dată amendă. Face o zonă de prevenție. Asta a încercat și Ministerul Afacerilor Interne, să facă o zonă de prevenție, să recomande. Dacă această recomandare, am spus și mai devreme, nu va fi pusă în aplicare de către concetățenii noștri, atunci setul de măsuri va fi luat gradual, dar va spori în fermitate. Haideți, adică vor fi măsuri obligatorii și nu cu titlul de recomandare. Să transmit câteva dintre măsurile care se iau pentru cei care stau acasă, pentru părinți, copii, angajați și angajatori. Este o postare pusă chiar de Mugur Cosmanciuc, președintele PNL Neamț, care face o sinteză acestor lucruri. Zile libere de la muncă pentru a avea grijă de copii acordate unui părinte. Așa, fiecare zi liberă se plătește în cuantum de 75% din salariul de bază. Suma se decontează de la guvern. Majorări suplimentare de salariu pentru părinții care nu își pot lua zile libere. Așa, pentru că lucrează în Sistemul Național de Apărare, penitenciare, etc. Zilele libere acordate în aceste condiții nu se scad din concediul de odihnă. Indemnizațiile școlare, care până acum depindeau de prezența elevului la școală, vor fi plătite în continuare pentru a proteja părinții. Cererile și celelalte acte doveditoare pot fi depuse online. Sunt câteva dintre măsuri. Probabil că vor fi luate și altele. Așteptăm și măsuri pentru firme. Eu știu că la nivelul Guvernului României se analizează un nou pachet de măsuri mai amplu pentru tot ceea ce înseamnă sistemul privat din țară. Vă pot asigura că și astăzi avem videoconferință cu Ministerul Muncii. Pensiile și salariile vor fi plătite la timp fără întârzieri, vor fi plătite așa cum sunt prevăzute în contractele de muncă sau cum sunt prevăzute pensiile. Deci nu sunt probleme la plata pensiilor sau a salariilor și acesta e un mesaj pe care îl transmit prin intermediul dumneavoastră locuitorilor din județul Neamț. Pentru firmele private s-au luat un set de măsuri. Urmează să iau un pachet mai mare de măsuri proactive pentru susținerea mediului privat. Așteptăm să le vedem. Și a angajaților care lucrează la privat în mod obligatoriu. Așteptăm să vedem, pentru că atunci când vor fi publicate în monitorul oficial. Până atunci, haideți să dăm și un semnal că se poate și dinspre zona privată. Avem acea inițiativă cu achiziționarea unui aparat. Real Timer PCR se numește, analizator pentru probele COVID. Ce ne puteți spune despre cel de la Roman? La Piatra așteptăm să vedem cum se materializează procedura care... La Roman suntem în perioada în care Spitalul Roman a cerut aviz Direcției Sănătate Publică pentru a da avizul în legătură cu spațiul unde va fi instalat acel aparat. Înțeleg că astăzi vor merge cei de la DSP în teren. Bănuiesc că se vor face toate aceste lucruri cu celeritate. 100% adică... se fac. Deci astăzi, cel târziu, mâine se merge în teren la Roman. Merg și eu cu cei de la DSP la Roman în teren pentru a vedea spațiul și pentru a ne asigura că se dă autorizația de funcționare cu celeritate. Miercuri pleacă doi doctori de la Roman la Matei Baș la București pentru a face instructajul de lucru pe acest model de aparat. Înțeleg de la consorțiul de firme și reprezentantul acelor firme, ca să spun, a omului de afaceri Mihai Tărâță. Trebuie spus, pentru că în momentul în care se face, n-avem în momentul ăsta... Apreciez în mod deosebit și uman și, dacă vreți, instituțional, gestul extraordinar de frumos făcut de familia Tărâță și de prietenii, cei din jurul lor. De prietenii, de oameni de afaceri din jurul lui, care pe partea nu-i cunosc, care au pus mână de la mână, ca să zic, și fac o astfel de investiție, o astfel de donație în folosul Spitalului Roman și în folosul sănătății publice. Este un gest de admirat, îl încurajez să mai aibă și pe alți domni din Neamț astfel de... De ce este important să avem teste cât mai rapid făcute? Pentru că în felul acesta ținem sub poți, control. Poți să ții sub control. Noi teste avem astăzi, că m-ați întrebat înainte de emisiune. Nu avem rezultate la ele. Exact, noi teste avem astăzi. DSP are peste 1000 și ceva de teste care le pot aplica în fiecare zi. Deci nu avem o problemă la numărul de kituri de recoltare. Problema este la timpul de răspuns care ne vine de la Iași. Care Iașu vine am înțeles greu. Că nu poate decât la infecțioase maxim 60 pe zi și am înțeles că mai și fac acum.
și mai fac într-un loc, probabil tot atâtea. Deci... Ajunge aparatul real-timer PCR la Spitalul Județean Suceava, dat de Guvernul României. La noi, la Neamț, Spitalul Județean, când a fost timpul, nu a cerut Guvernului României. Între timp, Consiliul Județean a găsit resursa financiară și am dat și respectiva hotărâre de Comitet Județean de Situații de Urgență, când am avut toate actele justificative în spate cu privire la standardul de cost și pot să achiziționez. Înțeleg că și Consiliul Județean e în procedură de achiziție a unui aparat pentru Spitalul Județean. Am să, într-adevăr, cu cât sunt mai multe, cu atât e mai bine. E mai bine. Într-adevăr, se găsesc greu și vin greu aceste aparate. Că degeaba ai banii azi, că vrei să-l cumperi, dar nu ai de unde și îți ajunge greu. Dar sper, în legătură cu Spitalul de la Roma, sper că săptămâna viitoare, la început, să putem deja opera teste pe aparatul de la Roma. Are 96 de probe, poate face pe zi. Ceea ce e un număr bun, e un aparat foarte bun. Cel de la Piatra Neamț, înțeleg, de la cadrele medicale, ce e drept, că ar fi unul care să facă în jur de 84 de teste pe zi, iarăși este bine. Este fantastic, aproape 200 de teste. Mai trebuie să răspundem la niște întrebări. Doamna Maria Movilă, bună dimineața, o întrebare și chiar aș vrea un răspuns. Răspunsul se va subînțelege. Cei care lucrează în construcții pot merge la muncă în perioada aceasta? În momentul de față, da. Sigur. Cu respectarea regulilor de protecție pe care trebuie să le ia fiecare angajator, probabil, în parte și fiecare om să aibă grijă. Guvernul României și în legat de transport. Guvernul României nu vrea să oprească economia. Deci dacă paralizăm de tot economia, vom avea o mare problemă. În afara problemei de sănătate, vom avea o mare problemă dacă paralizăm de tot economia. Deci sectoarele economice trebuie să funcționeze într-o capacitate eventual mai redusă sau cu respectarea acestor norme. Dar economia României trebuie să funcționeze. Păi la Roma, de exemplu, avem 1000 și ceva de angajați la firma care face airbag-uri. Oamenii trebuie să ajungă la muncă. S-a pus problema și aseară. Am avut videoconferință. Dom'le, dacă blocăm transportul în comun, nu blocăm transportul în comun. Sunt sute de oameni care fac naveta la un loc de muncă. Oamenii trebuie să se asigure, să li se asigure transport în comun. Sigur, o să discutăm cu transportatorii pentru a găsi varianta de a nu mai umple efectiv ca și în avioane, mijlocul de transport, ca și în avioane. Să lăsăm cât de cât locuri, să dezinfectăm de fiecare dată după un transport scaune, să dezinfectăm seara în mijlocul de transport. Dar economia nu putem bloca, oamenii trebuie cât de cât să circule. Noi ne-am referit la oamenii care nu au obligativitatea de a circula și pot sta acasă, recomandarea este să stea acasă. Cei care ies pentru că trebuie să ajungă la servici, recomandăm purtarea de măști dezinfectant la mâini, pe mâini, igienă cât mai frecventă, de a nu intra în contact dintr-un mediu foarte aproape, adică să păstreze distanța recomandată de 1,5 metri, poate chiar 2, de persoanele cu care interacționează în mod direct. Mai avem mesaje. În primul rând, un domn care este în Anglia ne întreabă cum ne poate contacta. Este simplu, ori trimiteți un mesaj cu numărul dumneavoastră de telefon și vă sunăm noi, ori intrați pe office-ul nostru de la redacție, office@messagerul-neamț.ro și putem să luăm legătura, schimbăm numere de telefon. Ce măsuri se vor lua pentru a găsi în farmacii măști, mănuși și ochelari de protecție? Vorbeam înainte. E vorba de să ajungă importurile. Să ajungă importurile. O întrebare, de fapt mai mult o constatare de la un domn. Domnule prefect, ați fost în vizită la stația de salvare Piatra Neamț. Acele combinezoane de pe asistenți și ambulanțieri, se pare că ar fi de slabă calitate, cu cel nu au un grad mare de protecție. De unică folosință combinezoane respective, sunt și alt tip de combinezoane cauciucate. La acel moment, doar pentru recoltare, acele combinezoane, recoltarea nu se face, nu se ia sânge, recoltarea se face prin exudat. Standardizat, ca să spun așa, nu doar în județul Neamț, m-am uitat și la alte județe, s-am vorbit cu alți colegi prefecți care sunt în județele învecinate, aproximativ aceeași combinezoane, aceeași modalitate de pregătire este pentru toți cei de la Saj, care merg vorbim doar de recoltat. Mă rog, dacă știți cumva dumneavoastră, dacă tribunalele funcționează. Nu?
Deci nu funcționează. Decât în situații de urgență, rezerve preventive. Dacă vedeți ce bine este când puteți comunica, oamenii sunt extrem, extrem de interesați. Nu, tribunalul nu funcționează, tot sistemul de justiție, ca să spun așa, din România, funcționează doar în regim de urgență, atunci când sunt măsuri care nu suportă amânare. Și aici ne referim la fapte penale extrem de grave sau la câteva dosare de contencios administrativ, fiscal sau civil, care trebuie să judece cu celeritate, pentru că altfel se ies din termen. Dar în rest, respectiv. Doar la urgență se judecă. În rest, sările de judecată sunt închise. Bun. Haideți, nu-i bine să stăm atât de mult, să ținem oamenii, deși este un interes deosebit. Am comunicat ce este cel mai important. În zilele următoare poate vom intra prin telefon să mai aducem aminte. Sigur că da. Să aducem aminte oamenilor ce se întâmplă în măsura în care se poate comunica. Să încercăm o recapitulare. Stați acasă, respectați măsurile de protecție, știți deja toate recomandările cu spălatul pe mâini, etc. Dacă aveți simptome, anunțați DSP-ul, nu, domnul prefect? Ce trebuie anunțat? Medicul de familie, DSP-ul? Și medicul de familie, DSP-ul sau 112. Așa. Avem director nou la DSP, este domnul Radu, nu? Radu Ferăstrău. Eu cred că v-am trimis ieri tot setul, dacă da. Îl mai trimit o dată și astăzi, în eventualitatea în care îl și puteți publica. Da, l-avem, îl și publicăm. O parte a fost și publicat. Pe site găsiți la noi, dar găsiți și peste tot modelele de adeverință pentru cei care, le-am pentru trimis. Angajator. Și sunt oficiale, vă mulțumim. Vă mulțumim, le-am și publicat. Pe gov.ro. Modelele de adeverință pentru angajator și cele pe proprie răspundere. Important, cele pe proprie răspundere pot fi completate de mână. Și un aspect corect, pentru persoanele care au mail acasă sau imprimantă, au modalități da, practic, tehnice. Dacă nu, de mână. Dacă nu, după modelul respectiv, da. Foaia A4 scris exact. De mână, dar să conțină exact. Important nume, prenume, unde locuiește persoana, care este scopul deplasării. Asta e foarte important. Scopul deplasării la magazin sau la farmacie sau la doctor dacă e o urgență. Asta e prioritar. Și noaptea fără hârtie nu se poate circula. Astăzi nu se poate circula noaptea fără hârtie. În timpul zilei e cu titlu de recomandare. Dar eu insist pe această recomandare și știu de ce o fac. Ca aceste recomandări să încercăm să le considerăm aproape obligatorii. Aproximativ obligatorii. Scutitul de recomandare pentru că sună bine și nu încerci față de propriul popor și asta a fost și filozofia domnului ministru Vela. Nu a dorit să ia o măsură extrem de fermă, extrem de drastică, dacă vreți, nu neapărat de fermă, cât de drastică față de români, ci a mers prima dată cu un titlu de recomandare pentru că a avut o filozofie a bunului simț față de compatrioți și consider că a avut o abordare super ok din punctul meu de vedere, dar în speranța că nu vom ajunge să aplicăm aceste măsuri gradual într-o zonă de obligație și nu doar de recomandare. Bine ar fi să se asculte și să respecte aceste recomandări. Vă mulțumim pentru participarea la emisiune. Mulțumesc de invitație și oricând cu drag. Și vreau să fac o precizare aici la Mesagerul de Neamț, pe știri din Neamț. Oricine are o inițiativă prin care poate ajuta spitalul, sistemul sanitar și vrea să o facă publică, să ne contacteze telefonic pe mesaje, iar noi vom duce mesajul mai departe. Este momentul solidarității, este momentul disciplinei, este momentul în care trebuie să dăm dovadă că suntem un popor educat sau vrem să fim un popor educat. Acesta este mesajul. De aici încolo eu pot să vă spun doar atât, multă, multă sănătate tuturor și să ne vedem când se poate pe TV sănătoși, cele bune, la revedere! Mulțumesc!